Salut prieteni și bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Astăzi vreau să vă arăt două monede, una germană și una suedeză, două monede de argint care sunt destul de rare și la mare căutare și o să încep prima dată cu moneda de argint germană. După cum puteți observa, este o monedă de două mărci, 1876-1888. Eu am 1876. Ia să vedem că, așa, cred că se vede mai bine decât cu lumină. Eu am această monedă 1876, litera G, o monedă confecționată din argint 900 și un gramaj de 11,11 grame și o grosime de 1,95 de milimetri, iar diametrul este 28,1 milimetri. O să vedem imediat, avem aici portretul lui Frederic I, marele duce al Baden și înconjurat de legendă, iar sub efigie o să găsim și litera G. Ca și valoare a acestei monede, este undeva în starea în care o vedeți la mine 32 de dolari. Bineînțeles că cu cât este în stare mai bună, valoarea acesteia crește. Ca și monede au fost bătute cam 1.739.000 de bucăți, destul de puțin, de aceea spun că sunt și destul de rare. Următoarea monedă este moneda suedeză, o monedă suedeză de o coroană. O să vă spun câte ceva și despre această monedă. Este bătută între anii 1890-1904. Eu moneda o am din anul 1898. Deci din anul 1898 am această monedă. O monedă de asemenea confecționată din argint de o coroană, argint cu o greutate de 7,5 grame, un diametru de 25 de milimetri și o grosime de 1,88 de milimetri. Alinierea este medalie, o să vă arăt imediat. După cum puteți observa, avem capul regelui Oscar al II-lea orientat spre stânga, iar la gât avem inițialele gravorului, legenda în jurul jantei. Iar pe această parte găsim stema încoronată a Suediei, ținută de susținători, adică de leu, în lateral motoul regelui. Deasupra coroanei găsim și valoarea acesteia. Ca și bucăți, acestea au fost bătute 1.858. Valoarea ei este, în starea în care o vedeți la mine,
începe de la $11 și se termină undeva la $140, de reținut faptul că anul 1890 și 1904 o monedă UNC-ul este de 340, respectiv $490. De aceea, după cum v-am spus, sunt monede destul de rare și destul de scumpe. Atât pentru astăzi. Sper că a fost interesant videoclipul de astăzi. Vă aștept în continuare pe canalul meu de YouTube pentru a viziona și celelalte videoclipuri ale mele. Până la următorul videoclip, la revedere!